Într-o marți răgoroasă, pe la 5, prin romană, Ana îl așteaptă pe Alex la prima coloană. Plouă mărunt și e puțin cam rece, dar e cam de vreme și n-ar vrea să plece. Hai, prințule, ce faci? Ia zi, te machiezi? Dacă se face și jumate, nu cred că mă mai vezi. N-apucă să dea semn că Alex apare. Scuze că am întârziat, plouă destul de tare. Alex o ia în brațe și Ana zâmbește. Însă cât ai zice hashtag, Ana își amintește. Dă să văd ceva la pozele alea cu noi, cele din Herăstrău, alea făcute joi. Cum ia telefonul, se deschide un chat. Mersi mult, te pup. Ai întârziat? Mă, băiatule, să-mi bag. Tu chiar ai curaj. Vezi că ploaia care te-a întârziat ți-a dat un mesaj. Îți dau două variante. Vreau un răspuns pe loc. Fie îmi dai parola, fie ne despărțim. De tot! Ana, deși țin mult la tine, am doar atât să-ți spun. Dragostea nu-i control. Îți doresc drum bun. Au trecut ani de atunci și în caz că n-ați ghicit, Ana încă mai cere parole, iar Alex e tot mai fericit.